Dan Vâlceanu a enumerat localitățile în care a fost dezamăgit de rezultatele din primul tur al alegerilor prezidențiale. Am fost dezamăgit de anumite localități unde, de la care ne așteptam mai mult. Roșia, Amaradia, Bumbejiu, Dănești, sunt mai multe, Drăguțești, dar sunt și localități care ne-au adus satisfacții, cum e Târgu Jiu, Motru, unde am reușit să ne apropiem de aproape 30%, am la 27% în amândouă localitățile astea și sunt localități mari. Vâlceanu a spus că pentru turul 2 se vor lua o serie de măsuri pentru a crește procentele. Sunt convins că la turul 2 ne vom mobiliza mai bine și la Roșia, și la Dănești, și la Cărbunești, și la Drăguțești. Și vom reuși să surmontăm o parte din rezultatul mai slab pe care l-am luat la turul 1. În turul 2 al alegerilor prezidențiale s-au calificat Klaus Iohannis din partea ACL și Victor Ponta, candidatul PSD. Ponta a reușit să obțină peste 40% din voturi în primul tur, cu 10% mai mult decât Iohannis.